Sergiu Neguț, sunt, îmi place să zic despre mine că sunt un crescător de afaceri pentru că fac creșterea asta de afaceri atât din postura de business angel, prin investițiile pe care le am în câteva afaceri din România, cât și în calitate de consultant pentru companii mai mari. Sunt Dragoș Roșca, actualmente managing partner la Delta Asset Invest și investitor în diverse companii din România. Ați mai fi dispus să finanțați un startup ca business angel? Da, răspunsul scurt e da, întotdeauna. Există oportunități la care mă uit, există nișe de piață la care mă uit constant, există o mulțime de business competitions și business prezentări și activități în care cei care vor să-și atragă investitori piciuiesc și unde mă duc. Nu mă duc ca să mă simt bine, mă duc ca să aflu despre oportunități de investiții și cu siguranță sunt deschis la investiții în startup-uri. Da, de fapt asta fac în continuare, mă uit la astfel de proiecte, startup-uri, early stage, companii tinere, cu siguranță da. O companie mică, pe o idee bună, executată bine, poate să îți multiplice banii ca investiție mult mai mult decât o companie care a ajuns la o maturitate. Adică de la nivelul investițiilor pe bursă în companii listate până la nivelul de startup, e o plajă foarte lungă. Cred că pot câștiga foarte bine cu un nivel de risc foarte mare dacă investesc în companii mici. Mi se pare un domeniu care mi se potrivește, în sensul în care, pe de o parte, sunt proiecte extrem de dinamice, cu multe provocări, și totodată proiecte în care pot să-mi folosesc la maximum experiența, cunoștințele, să pot să fiu un partener bun pentru fondatorii companiilor. Cum trebuie să arate acel startup ca să-l finanțați? În primul rând, eu, pentru investițiile mele, dacă vă uitați la ele, investesc mai degrabă într-o companie care funcționează deja, deci e incorporată ca entitate juridică, are deja primele vânzări, are un prototip de produs sau serviciu și știe foarte bine deja cine ar putea să fie piața și eu intervin cu bani și cu know-how ca să ajut acea companie, practic, să crească accelerat. Nu știu, definiția de startup nu în sine startup-ul mă interesează, cât mă interesează echipa, oamenii cu care plec la drum în acest proiect. Sigur, e important proiectul, planul lor de afaceri, ce vor să facă cu business-ul respectiv, care e viziunea lor, unde vor să ducă și pentru ce construiesc. Asta este un prim aspect. De asemenea, este foarte important dacă este un proiect exitabil. Pentru că nu mă interesează, bineînțeles, să investesc în proiecte care nu au perspective de exit. Până la urmă, rolul nostru este să investim, să dezvoltăm o companie și după aceea să o vindem. Sunt companii foarte bune, sunt domenii excepționale, dar care au un potențial limitat de exitabilitate. De asemenea, s-ar putea ca însăși fondatorul să nu aibă o politică de exit. Vrea să dezvolte un family business, sigur caută un partener la un moment dat, dar intenția lui ultimă nu este ca peste 7 ani, 10 ani să se despartă de acel business. Și atunci, evident, interesele noastre nu sunt aliniate. Dar dacă, să spunem, aceste prime elemente au trecut, în sensul în care avem un domeniu interesant, avem un proiect de business interesant, avem un partener care vrea să meargă în această călătorie împreună cu noi și să dezvolte compania și să exităm cu succes după o anumită perioadă, rămâne în continuare ideea în ce măsură acel partener este cel potrivit. De ce spun asta? Pe de o parte, este important ca acel partener să aibă, acea persoană să aibă cultura parteneriatului. Parteneriatul este o chestiune dificilă. Și de ce spun asta? Pentru că trebuie să împarți, trebuie să știi să faci compromisuri, trebuie să fii pregătit întotdeauna să te pui în papucii celuilalt și să încerci să gândești și ca el, nu numai ca tine. Câți bani ați dat pe o idee? Au fost și situații în care am investit de la început. Cred că investițiile business angelilor din România și inclusiv ale mele sunt între 10.000 de euro și 100.000 de euro. Alea sunt sumele pe care le punem în principiu în investițiile noastre, dar nu ne uităm numai la idee. Adică ideea sigur trebuie să fie o idee bună, dar ne uităm foarte mult la oameni,
Omul ăla care vine să piciuiască o idee, să piciuiască un concept de business, să-și piciuiască business-ul în care vrea un partener, trebuie să fie în stare să conducă un business. Eventual să fi demonstrat în trecut că are destulă consecvență și coerență încât să poată să conducă un business. Nu prea mult. Sau deloc. Pentru că ideea, sincer, nu mi se pare importantă. Mi se pare important omul din spatele ideii. Este în stare să transforme ideea aceea într-un proiect. După ce a transformat acea idee într-un proiect, este capabil să ducă proiectul ani de zile pe un drum extrem de sinuos, cu urcușuri, cu coborâșuri, cu o grămadă de provocări, astfel încât acel proiect să devină o companie de succes. Este acel individ un om mânat de dorința de a fi, de a avea succes și de a fi un jucător important, pentru că până la urmă și într-un proiect, dacă nu ești numărul 1, 2, 3, 4, restul nu prea mai contează. Deci și valoarea exitului nu mai este aceea și valoarea efortului pe care îl punem noi acolo. Deci respectiv fondator trebuie să aibă foarte multă energie, foarte multă ambiție și multă, multă anduranță, pentru că un business nu are succes peste noapte, așa încât trebuie să fii pregătit să faci efort ani și ani de zile. Ce vă place la startup-uri? Să poată să conducă business-ul ăla pe care îl piciuiește. Adică să aibă o competență în domeniul respectiv în care prezintă lucrurile. Dacă face un app, Apple, să fie un specialist la Apple sau să fie un specialist în piața țintă cui se adresează app-ul respectiv. Să fie într-un segment de piață care crește de la sine, de așa natură, ca să vă dau un exemplu, nu? Două parale este în e-commerce-ul românesc. E-commerce-ul românesc crește cu 25% pe an. Asta înseamnă că și dacă îți păstrezi cota de piață și așa, tot crești cu 25% pe an. Mulțumesc foarte frumos! Îmi place dinamica, îmi plac oamenii care de regulă sunt în astfel de companii, vorbim de echipe tinere, de oameni motivați, de oameni cu multă energie, cu idei noi. Sunt în mare măsură complementar mie. Ei vin cu un nou suflu, cu o nouă energie, eu vin cu cunoștințe, vin cu o experiență de viață, cu știința de a face lucrurile într-un anumit fel, astfel încât lucrurile să fie așezate pe fundamente corecte și să poată să construiască proiecte solide. Dar la startup îmi place energia și îmi place entuziasmul și dorința permanentă de a construi și de a inova. Ce vă enervează cel mai rău la un startup sau la un tânăr antreprenor? N-aș zice că mă enervează, pentru că eu sincer privesc cu multă bunăvoință și sunt multe lucruri pe care înțeleg că oamenii n-au de unde să le știe și că de-aia au și nevoie de mine, că poate că eu le știu sau le înțeleg mai bine. Deci lucruri care mă enervează n-am văzut, dar sunt două chestiuni la care m-aș uita cu mai multă rigoare dacă aș fi din, dacă aș fi din, de partea cealaltă. 1. Există spaima asta că eu o să-mi prezint ideea și cineva o să-mi o fure și nu e așa, ideile nu se fură, ideile trebuie implementate de niște oameni. Asta înseamnă că da, veniți și cereți feedback pe planurile pe care le aveți, că nu o să vi le fure nimeni, o să vă ajute să le implementați dacă sunteți în măsură să o faceți și o să vă dea feedback dacă nu sunteți în măsură să o faceți, ca să știți foarte bine ce vă lipsește. Al doilea lucru pe care l-am văzut e o insensibilitate cumva la dimensiunea unei oportunități. Am văzut de multe ori oameni venind și piciuind o oportunitate care în viața viselor frumoase ar putea să ajungă eventual să facă un turnover de 200.000 de euro pe an, cu o marjă de profit de 10%. 20.000 de euro pe an profit îți acoperi un salariu pentru tine care ai făcut afacerea aia, sigur că poți să faci afacerea aia și să fii fericit cu ea, dar aia nu e afacere pentru a cere investiția cuiva care vrea să vadă scalabilitate. Și de multe ori, idei de grădinițe, de cafenele, de firme, de 3 oameni care fac un anumit servici, ok, da. Astea sunt bune pentru persoana care le face, poate să fie un lifestyle business, dar nu sunt business-uri care să fie scalabile și care să atragă ca o oportunitate pe un business angel. Uneori mi se pare că, de fapt, cel mai tare mă enervează, a spune, suficiența. Faptul că la un moment dat, uneori când sunt chiar prea tineri, li se pare că știu totul și nu mai sunt dispus să învețe. Am avut astfel de parteneri uneori care, după ce și-au luat prima mașină frumoasă, au început să câștige primii bani serioși, în loc să-și continue efortul
de creștere, de expansiune a cunoașterii, au început să-și pierdă timpul prin cluburi și săl de forță. Și asta nu e ok, pentru că, până la urmă, viața unui antreprenor e lungă. Nu începe și nu se sfârșește la 25 de ani. Deci suficiența asta mă enervează și, de asemenea, nu-mi plac oamenii care nu știu să asculte, care nu sunt curioși, nu vor să învețe de la alții. Nu alege Business Angel, vă încurajează? În ce fel? Ca să răspund politicos la întrebare, faptul că s-a făcut o lege Business Angels mă încurajează să cred că da, iată că e un segment interesant și iată că și guvernul sau legiuitorul se uită la a încuraja genul ăsta de afaceri, genul ăsta de suport pentru creștere, ca să zicem, pentru mediul de business. Am niște rețineri cu privire la necesitatea unei legi speciale care să reglementeze lucrurile astea. În legea Business Angels se dă o scutire de impozit pe dividend pentru o perioadă de la momentul investiției. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu n-am nicio intenție de Business Angel, dar am o firmă și chem un vărun cu mătru să pună o investiție de 2000 de euro și ce frumos, în felul ăsta, noi ne-am cumpărat de la stat, prin legea asta, o izolare fiscală, legală. Din punctul ăsta de vedere o să apară niște sute de business angels, în ghilimele, care n-au nicio treabă cu ce facem noi ăștilalți care chiar vrem să investim în companii în care nu ne interesează vreodată să tragem vreun dividend, ne interesează să le creștem mari ca să le vindem unor fonduri de investiții. Oarecum încurajează, în general încurajează investitorii investiții mici, deci cei care sunt undeva, să spunem, pe zona de 20, 30, 50 de mii, 100 de mii de euro, în sensul în care, practic, dă niște facilități fiscale dacă ai investit într-o companie și ai deținut-o mai mult de 3 ani. La momentul exitului nu mai există acel impozit pe câștigul de capital de 16%. De asemenea, permite niște avantaje la distribuirea de dividende atunci când ele există, deși realitatea e că în primii ani de viață companiile nu prea produc dividende. Însă ceea ce este important, în primul rând, la noua lege Business Angels este că acest concept a intrat în mentalul legiuitorilor. Vine un tânăr la dumneavoastră cu o idee să-i dați bani să o pună în practică. Care sunt următoarele dumneavoastră mișcări? Ok, un dialog. Un dialog destul de larg ca să mă asigur încă o dată că omul ăla înțelege business-ul în care vrea să se bage, că business-ul ăla e o oportunitate și nu o băltoacă și că am și eu cu ce să contribui la lucrul ăsta, ba chiar și punctul 4, care mi se pare de fapt cel mai important, că am o chimie bună cu omul respectiv. Adică o să putem să avem păreri diferite, o să putem să lucrăm împreună, omul o să fie sensibil la sugestii atunci când exprimăm niște sugestii și așa mai departe. Deci ăștia sunt pașii. După aia, sigur că da, o să vreau să văd un business plan, după care o să vreau să văd produsul, serviciul la nivel de prototip, așa cum arată. Nu e așa de structurat ca într-o achiziție în care intră într-un fond de investiții. Dar pașii, la un nivel foarte mic, sunt cam aceiași. Pe primul lucru vreau să înțeleg foarte bine, vreau să înțeleg cât de bine și-a făcut temele. Ce știe el despre acel domeniu, în afară de ideea pe care o are? Cum e piața, cum se dezvoltă piața, care sunt perspectivele viitoare, care sunt riscurile cu alte idei care apar pe piață sau sunt deja existente? Care sunt concurenții, cât de puternici sunt concurenții și unde, cu ce se diferențiază el de ceilalți. Care sunt oamenii cu care va începe să lucreze? Are o echipă? Are deja în minte niște posibili parteneri în echipă pe care să-i pună alături de el? Unul, nu știu, poate unul pe zona de tehnologie, poate pe zona de vânzări, cu cine vrea să-și facă echipa. Cum vede acest proiect? Îl vede ca pe un proiect în care ideea asta o lansăm în spațiu public, facem zgomot mult în jurii și după aia încercăm să găsim pe cineva care să o vindem, sau pur și simplu o vede ca pe un proiect care trebuie început construit pas cu pas și care peste 3, 4, 5 ani poate să însemne o firmă serioasă în spate?
Deci mă interesează foarte mult să înțeleg substanța a ceea ce are în spatele acelei idei și cum vede că o pune în practică. Investiție versus pomană. Ce simțiți că faceți ca business angel? Eu nu simt că fac pomană vreodată. Sigur nu asta este intenția mea. Sigur intenția mea este să investesc know-how și bani ca să produc bani pentru mine și pentru antreprenorul alături de care intru. De multe ori lucrul ăsta este văzut un pic altfel, din categoria vreau să mă ajutați să cresc. Eu vreau să te ajut să crești, în principiu pentru că facem o tranzacție în care creștem împreună și beneficiul ăla al creșterii urmează să-l împărțim în momentul în care vindem. Deci e foarte important cumva să fim foarte clari de la bun început că asta este o afacere pe care o creștem ca să putem să o vindem altcuiva la un anumit moment dat. E o investiție. Pomană un cuvânt rău, dar e o zonă de ajutor de business în care mă implic. E o zonă de ajutor de business în care, de exemplu, sunt o mulțime de companii în care am dat un ajutor de advisory din ăsta, de ok, cred că ar trebui să vă uitați la piața asta, să vă dezvoltați în partea asta, să vă ajustați produsul într-un anume fel și așa mai departe. Și asta am făcut-o dezinteresat, prin proiecte de mentorat și susținut în cadrul Romanian Business Leaders un program de mentorship pentru companii mici, deci companii de 100.000, de 300.000, de 500.000 de euro, din partea antreprenorilor mai puternici, mai cu experiență din piață. Și am atras 100 de companii pe drumul ăsta, zicem noi, de la stres la succes. Și am și contribuit ca mentor în programul ăsta și asta, ok, e ajutor gratuit, necondiționat. Evident, investiție, deci niciun caz pomană. De fapt, termenul pomană nu-mi place, sincer să fiu, pentru că mi se pare că pomana e ceva, niște bani pe care îi dai cuiva care e cam leneș sau care nu prea muncește pentru banii. Sigur, vrei să dai niște bani care nu-ți aduc un return. Există o grămadă de proiecte frumoase în domeniul filantropiei, în domeniul organizațiilor non-profit, pe care merită susținute, în care trebuie să le sprijini și că nu trebuie neapărat să-ți aducă un return în bani. Dar nici acelea nu sunt pomană, pentru că și alea trebuie să aibă clar niște rezultate, trebuie să producă ceva pentru societate. Deci nu e doar că dai niște bani, a venit cineva, zice, am nevoie de niște bani, nu mi-i dai tu mie, că am văzut că tu ai ceva mai mult decât am eu și asta e. Nu. E o investiție, trebuie să producă un return. Pe de altă parte, este ca business angel mă interesează genul de investiție care la fel construiește ceva în jur. Nu doar cineva care spune, mamă, dă-mi acum 10.000 de euro și ți dau peste două luni cu 30% dobândă că nu știu ce o să cumpăr și nu știu ce o să vând în perioada asta și am nevoie urgent de bani. Pentru că chestia asta există alt tip de finanțări, te duci frumos și ție un factoring sau te duci frumos și îți iei un capital de risc mezanin. Sunt alte tipuri de investiții. Pe mine mă interesează genul de investiție în care pe lângă banii pe care îi pun relații, cunoștințe, experiență, un anumit tip de know-how care practic accelerează dezvoltarea firmei.